Actorul american a fost împușcat duminică dimineața în timpul unui furt de mașină, actorul Eddie Hassel, cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din filmul nominalizat la premiul Oscar din 2010 The Kiff Star al Rai, a murit după ce a fost împușcat în Texas. Actorul american a fost împușcat duminică dimineața în timpul unui furt de mașină. Conform unor surse, Eddie Hassel și agresorul au avut un conflict la fața locului, iar criminalul la un moment dat a scos un pistol și l-a împușcat pe actorul american în vârstă de 30 de ani. De asemenea, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție. Actorul american a fost transportat la cel mai apropiat spital din zonă. Eddie Hassel a ajuns la unitatea spitalicească într-o stare critică, iar cadrele medicale nu au putut să-l salveze. Bărbatul a decedat la spital. Eddie Hassel era un surfer și un skateboarder pasionat înainte de a deveni actor. Eddie Hassel s-a remarcat ca skater și surfer. Actorul american s-a născut pe 16 iulie 1990 în Corsicana, Texas. Bărbatul a avut mai multe roluri pe parcursul anilor 2000 și 2010. Eddie Hassel a obținut și cea mai bună imagine din cap la Oscarurile din 2011. În anul 2017 a câștigat premiul publicului pentru cel mai bun film narativ la Festivalul Internațional de Film din Dallas. În continuare, polițiștii fac cercetări cu privire la moartea actorului.